Cum ar fi dacă într-o zi cineva v-ar spune că aveți de hrănit 328 de guri? Cum ați reacționa? Ce ați face? Cum v-ați organiza? În Prahova, pe valea unui pârâiaș, un preot are aceste răspunsuri. De mai bine de 20 de ani are grijă de copii abandonați, de copii fără părinți, de tineri alungați din căminele de copii. Acolo, la Valea Plopului și Valea Screzii, preotul Nicolae Tănase a pus bazele unei alte Românii. Mai bună, mai curată, lipsită de egoist și generoasă, cu asociația Provita, Părintele Tănase duce o luptă pentru viață. Uite. Și cum îl cheamă pe părintele? Părintele. Dar nu știu cum îl cheamă, părintele și mai cum. Părintele atât. Câți copii aveți? 328 avem. 328. Un părinte cu 328 de copii. În Valea Screzii, între două dealuri, puțin mai sus de Vălenii de Munte, 328 de suflete au format o familie. Tabăra e de acum un an. Acum 13 ani, la ProTV, părintele Nicolae Tănase vorbea despre un proiect greu de crezut și atunci, dar și acum, un sat al copiilor fără părinți. Trebuia să fie gata de mult, probabil e gata într-o lună sau în 15 ani. Erau corturi de carton. Câte ați spus că sunt acum? Acum sunt 17. Și case zdrav. În beton. După norme. Fericit să fiți cu toții și să fiți bogați. Acum valea s-a umplut și de case și de copii. Copii abandonați prin spitale, copii fără părinți, copii ai străzii, copii lăsați aici de mame imediat după naștere. Pe toți, preotul Tănase i-a adunat în tabăra dintre dealuri. Povestea a început în 1990. În cazul unui avort avem de-a face cu un om matur, cu putere de decizie, avem de-a face cu un medic care are o chiuretă în mână, cu un personal medical, cu un cabinet, în luptă, toate și toți aceștia, în luptă cu un copil care nici măcar nu poate să țipe. Îngrozit de acest gând, preotul, tata, șase copii, a început un adevărat război împotriva avortului, iar mamele pe care le convingea să-și nască pruncii lăsau în grija lui. În 97, în tabăra din vale, erau 30 de locuri. Putem crește 30 de copii și avem 117, dar probabil în viitor va fi mai bine. Acum, în viitorul despre care vorbea acum 13 ani, tabăra e tot neîncăpătoare. Până acum, pe aici au trecut 1600 de suflete, așa că în vale apar mereu case. Eu nu cred pe cineva care n-are casă. Cum să n-ai casă? Pac. Uite, casa aia a costat 300 de euro. A stat de lemn de aici? Da. Într-o lume egoistă în care trecem unul pe lângă celălalt fără să ne pese, ce se întâmplă în Valea Screzii pare greu de crezut. Aici egoismul a fost șters din dicționar. Chiar îmi puneam întrebarea așa, dacă statul sprijină în vreun fel toată acțiunea asta? Nu, pentru că noi suntem contra guvernului. Guvernul e pentru avort, noi suntem contra și atunci nu se amestecă. Nu merge proiect, nu merge nimic, ci că suntem deștea bătuți în cap. Deci n-ați nimic de la ei, deci niciodată. Fonduri, ceva europene chiar sau... Poftiți! Haideți aici, domnul, să vă arătăm. Pe cei care ajung în vale, mânați de curiozitate, îi duce prin camerele copiilor cu gândul că poate îi convinge să se întoarcă și să ajute. Dacă vă place, dacă v-ar fi plăcut să locuiți aici. Cam da. În momentul ăsta ce vă e cel mai greu? Lista lumii. E greu că am îmbătrânit. Aia e treaba. Am în 30 de ani 8 ani de dormit în mașină. Adunate nopțile. 8 ani. Fie la volan, fie în spate, fie în portbagaj. Dar în condiții bune. Pilotă, tot ce trebuie. Așa a fost situația. Am plinit ieri un an. La mulți ani. La mulți ani, suflete. Andreea o cheamă? Da. Andreea Maria. Iar el e Nicu, un veteran al taberei, ajuns aici pe când avea doar câteva zile. Dar tu, părinții tăi, ai fost vreodată? Decât pe mama. A venit aici? Da, când era micuț. Acum câtă vreme? Aveam 2 ani, 3. Și după n-am mai venit. Și ți-o mai aduce aminte?
Am 9 ani acum. Copiii, la masă! Da, toată lumea la masă. Masa! Cât de greu e să hrănești în fiecare zi 328 de guri, să îmbraci și să educi o armată de oameni, numai părintele știe. A fost nevoie să învețe. Ia unde, domnul specialist, ultimul răgnet. Nu sunt multe, sau nu sunt diversificate, dar de bază. Copiii sunt îngrijiți, hrăniți și supravegheați de femei angajate din sat. Ne aduce dulciuri, are grijă de noi, trimite multe lume la noi, să ne aducă de toate și așa trăim după zi pe alta. Cu exemplul său, părintele a reușit să schimbe și mentalitatea oamenilor din zonă, să-i facă mai buni. În anii 90, sătenii din Valea Plopului și Valea Screzii au văzut ce face părintele și au început să-l ajute. În casele lor au primit o parte din copii. Uite, el e maestru, a crescut mare. Ia vreau cu apă! Marina a crescut în casa mamei Sița. Cât de rău, mă! Cât de rău, ce rău plângăcios! Ce curățenie a vrea Sița! Ăsta e rău, nu? Da, eu. Avea doar 10 zile când l-a adus la mine. El așa a fost. De rochea mea s-a ținut de mine. Și cum vă zice? Cum îi spuneți? Mamica. Mamica? Toți? Da. Și nepoții, toți îmi zice mamica. După ei s-a luat și toți nepoții așa, mamica. Până acum, mama Sița a crescut mai bine de 30 de copii. A fost ceva la mijloc, am avut 5 fete și un băiat și băiatul mi-a murit și părintele zice, hai că ți-aduc eu un băiat. Vă aduc 30. Uite, aici e o moară. Am cumpărat-o și am supraetajat-o, vedeți? Și poate o dăm în folosință. Copii, ce faceți voi? Noi aici la mână. Ea e fetiță și el e băiețel. Și tatăl lor este mai de departe, din Maroc. Din Maroc? Și au mai au o soară. Aici vreau să pun 3 bătrâni. 2 le-a adus și le-a lăsat, una a venit. Le-a adus și le-a lăsat tu? Pe șanț. Așa se întâmplă? Plus 2 bătrâni, tot pe șanț. Vin și lasă aici, îi dau și-o din mașină și... Pur și simplu. Cine este apt de muncă trebuie să muncească și să producă. Părintele este și manager și psiholog, este și mamă și tată. Dacă reușim să vindem fierul ăsta, l-am tot strâns. Și așteptăm așa un preț bun. Sunt atâtea guri de hrănit. Cum reușiți să le... Păi... Cum? Că... Așa, încet. Fără pretenții mari. Am lăsat lucrurile să curgă. Când n-avem, cumpărăm. Am mai produs și noi. Da, greu. Chiar dacă statul nu se implică, mulți oameni de bine l-au ajutat și îl ajută cu bani, mâncare sau materiale de construcții. Cu stilul său direct, sincer și tăios, părintele are o vorbă bună pentru toți. Da, eu dacă stau fără ea, nu pot să stau. Și ea la fel. El ar vrea să stea aici, să cu stea el? Aici cu mine. Păi, voi spuneți-mi în ce zi faceți cununia. Și apoi se poate orice. Păi da, dar nu știm. Deocamdată... Păi luați calendarul. Am înțeles. Păi ce zicem? Vrei de să o iei de nevastă, înseamnă că poți o ții. Da. Bun. Încep să strângi bani? Da. De la ce oră începi? E aici, se plimbă de mână. După aceea, ca să cumpere lumânări, se duc amândoi. Iar vin pe urmă să facă pomelnic. Tot amândoi. E, problema e frumoasă, numai că trebuie să dau explicații la ceilalți. Ce-i cu ei? Adică, ce-i cu ei? Că pe urmă mă trezesc cu toți de mână. Și nu e bine. Pentru băieții, gata de însurătoare, a cumpărat pământ. Pentru fete, strânge zestre. Noi am cumpărat pământul, 500 de metri. După aia, credem că turnăm o temelie. După aia, ne combinăm cu el. Și aveți mulți băieți în situația de sensură? 41. Unde e covorul? Zestre. A, asta e zestre? Da. Covorul? Și altceva, în ce te mai dai? Aole, domnilor, n-ați uitat în 13 ani. N-am uitat, dar ai văzut că am dovada. Ți-o dau și ție. Oarele, plapuma și lănțișorul, care am zis și de lănțișor atunci. Da, să cumpăr zvestea. Mi-am cumpărat covor. Deci, un copil de orfelinat care vrea să-și procure zestre este un copil salvat.
Iar tu, mireasă. În materialul de acum 13 ani apare și o nuntă. Gabriela, una din fetele luate în tabără de părinte, se căsătorea cu un sătean. Ne dorim să avem cea mai frumoasă căsnicie, așa, și o casă frumoasă. Acum o casă, o și un copil, dar... Nu prea mă țin de promisiune, pentru că dacă el s-a luat de băutură, n-am putut să mai întâlnesc și eu alți copii. Am dorit, dar... 13 ani, cum v-au marcat? Cum au trecut peste dumneavoastră? Nu știu să răspund. Stați gândit în pădure, nu sunt. El lucrează pe țuică. Pe mulți i-a luat din stradă, cum a fost și Roxana, aruncată la vremea majoratului afară din orfelinat. Cum vă înțelegeți? Acum bine, la început greu și dur. De ce? Aveau toate apucăturile posibile. Inclusiv băgau mâncare în sân, tot în afară de ciorbă. În fiecare casă din tabără sunt copii. Într-una e așezat la oaltă pe copiii de grădiniță. Apoi i-a zis cu fisa roșie, apoi s-a dus la casa bunicusei și apoi a mâncat-o. Apoi cu fisa roșie a cules flori și apoi s-a dus la bunică și i-a zis: se ochi mare ai, se nas mare ai, se gură mare ai. Și apoi a mâncat-o și pe ea, apoi a venit vânătorul și apoi l-am pus pe lup. Și apoi aici între dealuri crește o lume frumoasă, curată, nevinovată. Se atașează imediat de noi veniți, au nevoie de căldură. Când te uiți la ei, înțelegi în parte ce face și de ce face părintele Tănase. În aceeași casă, la parter, trăiesc puștii de școală generală. Fiecare copil își are povestea lui, unii sunt aici de când se știu, cum e și Nicu. Sunt învățați de mici să se descurce și să ajute. Aici ei sunt o familie. Doctorul se apropie de o femeie tânără care ținea în brațe o pisică cenușie, tolofană. Unii dintre ei sunt luați la un moment dat de familie acasă, alții însă rămân aici, merg la școală, la studii. Până acum, 8 copii din tabără au intrat la facultate. Noapte bună! Dimineața în Valea Screzii. Eu cu Constantin. Hai, Nic, băi. Hai, frate. Încolonați, copiii pornesc către satul din deal la școală. Pentru săteni sunt copiii din tabără sau copiii părintelui. Fără să-ți dai seama, se prinde mâna ta și merg alături de tine. Te fac să înțelegi că așa e viața făcută, să mergem împreună și să ajutăm. În drum spre școală, copiii predau o lecție învățată de la părintele. Îți oferă, fără să te cunoască, ce au ei mai de preț: dragoste. În Valea Screzii și în Valea Plopului de 20 de ani funcționează o altă Românie. O Românie care uimește. Una a generozității și dragostei. O Românie care are nevoie în continuu de susținere ca să meargă mai departe. Cred că putem spune România da și în România se poate da. Cam așa. Pe de o parte să zicem da și pe de altă parte să înțelegem că degeaba zici da, da, dacă nu dai. Cam așa e.